Astăzi a avut loc o importantă conferință de presă în cadrul Spitalului Municipal Orșova, unde au fost discutate trei puncte importante, sănătatea fiind pusă pe primul plan, pe lângă proiectele de reabilitare și modernizare a spitalului. O premieră la nivel național în domeniul sănătății o reprezintă înființarea unui consorțiu medical format din Spitalul Municipal din Orșova, Spitalul Orășenesc Baia de Aramă și Spitalul General Căi Ferate din municipiul Drobeta Turnu Severin. Acesta având drept principal scop atragerea de fonduri europene. În cadrul conferinței de presă la care au participat managerul Spitalului Municipal Orșova, Adrian Cican, alături de reprezentanții instituției, dar și de edilul orașului, Marius Stoica, au fost discutate trei elemente importante pentru sănătatea orșovenilor. În prima parte a conferinței s-a discutat despre un proiect extrem de important, atât pentru comunitate, cât și pentru Spitalul Municipal din Orșova, prin care se va înlocui rețeaua electrică, gaze medicale și fluide, dar și despre o a doua soluție alternativă de încălzire a spitalului, și anume pompele de căldură, aer rece și aer cald, pentru ca Spitalul Municipal din Orșova să fie o unitate medicală la standarde europene. Acest proiect este extrem, extrem de important pentru că vine în afară de înlocuirea rețelei electrice, gaze medicale și fluide, vine cu o a doua soluție alternativă de încălzire a spitalului. În afară de acest lucru, vreau să spun că acest proiect conține și console cu gaze medicale la patul fiecărui pacient, înseamnă și prize electrice vitale, ceea ce înseamnă că sunt asigurate și din surse alternative, în afară de energia electrică de la rețea, inclusiv din cadrul generatoarelor pe care acum noi le avem în număr de două, iar prin acest proiect ni se va suplimenta cu un al treilea generator electric, ceea ce înseamnă că Spitalul Municipal din Orșova devine în totalitate independent. Atât echipa tehnică din cadrul primăriei municipiului Orșova, cât și cea a spitalului au lucrat și lucrează în continuare pentru ca sănătatea orșovenilor să ocupe mereu primul loc. Sunt la această masă alături de dumneavoastră și de echipa de conducere a spitalului pentru ca prin prezența mea și nu numai prin prezența mea să garantez găsirea soluțiilor financiare pentru acest important proiect pe care urmează să-l implementăm și care are ca beneficiar direct Spitalul Municipal Orșova. Așa cum spunea și dumneavoastră, domnul manager, proiectul are o finanțare europeană cu o valoare aproximativă de 1.300.000 de euro, dar și o cotă de cofinanțare din partea primăriei destul de importantă, undeva la 15% din valoarea acestei investiții totale, puțin peste 200.000 de euro, dacă am înțeles eu bine, domnul manager. O sumă importantă. Sunt aici pentru a vă garanta găsirea soluțiilor necesare financiare pentru ca acest proiect să meargă, să fie dus la bun sfârșit. Nu este ceva ușor. Vă felicit, trebuie să recunosc că inițiativa a venit de la dumneavoastră. Eu doar m-am pliat pe ea și doar o sprijin împreună. Un alt element important este reprezentat de faptul că unitatea medicală din municipiul Orșova a fost declarată un spital modern în urma unui control amănunțit al Curții de Conturi pe o perioadă de 8 ani. Spitalul Municipal din Orșova a avut un control pentru o perioadă de 8 ani de zile, extrem de complet, extrem de, adică a atins efectiv toate palierele de la resurse umane, parte financiară, investiții, reabilitări și terminând cu situația medicală a spitalului. Concluzia acestui raport este una care pe noi nu poate decât să ne încânte, pentru că până la urmă devenim, hai să spunem, și din punctul dânșilor de vedere, cel puțin așa concluzionăm din cele aproape 50 de pagini de raport, un spital model. Datorită faptului că echipa de management a spitalului a știut să gestioneze bine situația veniturilor, total cheltuieli personal în total venituri au scăzut și din 93% s-a ajuns la doar 69%. Poate cel mai important element discutat în cadrul conferinței de presă este reprezentat de realizarea unui consorțiu medical la nivelul județului Mehedinți, format din Spitalul Municipal din Orșova, Spitalul Orășenesc Baia de Aramă și Spitalul General Căi Ferate din municipiul Drobeta Turnu Severin, având drept principal scop atragerea de fonduri europene. Ce înseamnă acest consorțiu medical pe care noi dorim să îl construim? Nu înseamnă că se pierde identitatea spitalului. Spitalele rămân de sine stătătoare, cu conduceri, cu finanțare, cu totului tot, cu decizie,
În schimb, consorțiu înseamnă a ne unifica, a deveni cu o personalitate juridică, dar care să poată să vină în sprijinul atragerii de proiecte și fonduri europene, pentru că una este să ai o voce singulară și alta e când vorbim deja de peste 300 de paturi în spital. Și ce este cel mai important este faptul că ne va permite acest consorțiu să ne ajutăm pe servicii medicale finanțate de Casa de Asigurări de Sănătate și pentru venituri proprii ale noastre, pe anumite paliere pe care suntem deficitari. Spre exemplu, Spitalul General Căi Ferate din municipiul Drobeta-Turnu-Severin face operații orele extraordinare, dar partea de terapie intensivă ca și voluntari o asigură Spitalul Municipal din Orșova. Acest consorțiu medical reprezintă o noutate în România, prin care se urmărește atragerea de fonduri europene prin PNRR, Sănătatea având alocat o sumă foarte mare. Cele trei spitale din consorțiu nu au datorii, fapt ce reprezintă un lucru foarte important. Buna colaborare dintre Primăria Municipiului Orșova și conducerea Spitalului Municipal se vede prin proiectele menite să pună județul Mehedinți cât mai sus în domeniul sănătății în România, dar și pentru a crea cele mai bune condiții pentru cetățeni.